Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm, fraților și surori, că Domnul este prezent în adunare. Și am vrea ca El să rămână în mijlocul nostru și să ne vorbească. Mi-am amintit ceea ce spunea un frate pe care l-am întâlnit odată în misiune, un frate păstor. Era din străinătate, avea probleme foarte mari în biserică, în special cu niște tineri care au fugit de acasă, de la părinți. Erau alte cazuri de boală, de cancer în biserica lui. Era așa de necăjit, spunea el, încât era duminică dimineața și era duminica cinei Domnului și se gândea dacă s-ar putea cumva să nici nu meargă la biserică. Dar nu putea să nu meargă. A pus la inimă așa de tare problemele bisericii, a casei Domnului, adunării în care slujea, încât nu mai era în stare, spunea el, nici să slujească la cina Domnului. Și totuși trebuia să meargă și s-a dus. Și spunea el, am intrat în biserică și mă tot gândeam cum să fac să îi rog pe ceilalți frați slujitori să intre ei în slujbă și eu să stau mai deoparte, pentru că nu mă mai simțeam în stare de luptă. Spunea el că s-a așezat, era înainte de începerea slujbei cu câteva minute, s-a așezat acolo mai în față și la un moment dat, spunea el că a simțit pe cineva că se așează pe capătul băncii. Nu s-a uitat, era cu gândurile lui foarte concentrat, foarte gândit, dar la un moment dat persoana aceea a venit spre el puțin așa. Și el s-a gândit, măi, poate nu are loc, hai să mă trag puțin și să tras mai încolo. Persoana aceea se apropie mai tare de el și la un moment dat fratele, supărat, se uită la el, că n-are loc, și când se uită, zice, am văzut un bărbat tânăr, părea venit de undeva din zona aceea Orientului, era într-o robă, zice, în biserica noastră, n-am văzut așa oameni, bărbați cu haină lungă, dar zice, ăsta era mai diferit. Undeva la 30 și ceva de ani, zice, m-am uitat foarte curios la el și am zis, cine ești și cum te cheamă? Și se uită la mine și zice, păi, voi nu mă sărbătoriți pe mine, eu sunt Iisus. Fratele avea o vedenie, fraților și surori. Eu, zice, am venit că e cina mea, nu numiți voi cina Domnului. Păi zice, asta e cina mea și eu sunt prezent aici și nu uita, i-a zis fratelui, să știi că eu am putere să rezolv toate problemele. Și zice, s-a luat de lângă mine și s-a dus în față unde era masa cu Sfintele Taine, mi-a mai făcut un semn cu mâna și a zis, vezi că eu sunt prezent aici. Fratele imediat a sărit de pe bancă și a început să strige în adunare, se uitau frații, surorile la el. Fraților, l-ați văzut, se uită, dar pe cine, măi omule? A fost aici, cine a fost aici? Nu l-ați văzut, era un bărbat așa, 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 nimeni nu l-a văzut decât cel căruia i-a deschis Domnul ochii. Imediat în biserică, spunea el, s-a pornit așa un freamăt, un plâns. Domnul e prezent în mijlocul nostru, Domnul este aici, Domnul rezolvă problemele. Și zice, s-a transformat ziua aceea într-o zi de bucurie, de veselie, de sărbătoare, pentru că Domnul era în mijlocul nostru. N-a mai predicat nimeni pentru că biserica era așa de plină de bucurie că Domnul e acolo, încât numai ne-am rugat, am cântat, ne-am rugat, am cântat și culmea, zicea fratele, în următoarea săptămână Domnul a rezolvat și problemele bisericii. Copiii fugiți de acasă au venit înapoi, Domnul s-a atins de cei bolnavi și atunci am știut că Domnul este cu adevărat în mijlocul bisericii noastre. Fraților și surori, Domnul este aici. Știu că în Bistrița mai trăiește încă sora Erji, are peste 90 de ani și era odată la cină, sora aceasta bătrână, și Domnul i-a arătat o vedenie și spunea că erau mulți, mulți, mulți în popor care aveau îndoială.
să iau, să nu iau din cina Domnului, ce să fac, să mă ating, să nu mă ating de trupul și sângele Domnului. Și spunea ea că acolo în față, unde era masa cu Sfintele Taine, a apărut o față de masă peste o altă masă, o masă cerească. Și pe acea față de masă albă scria cu litere de sânge, Golgota. Și cine trecea pe acolo unde scria Golgota, era iertat, era primit, era socotit înaintea lui Dumnezeu vrednic ca să ia din Sfintele Tainii, din trupul și sângele Domnului. Fraților și surori, Golgota încă este în mijlocul nostru. Domnul Iisus Hristos încă este prezent aici. Sângele Lui încă are putere și Domnul să se atingă de fiecare dintre noi. Amin? Domnul să ne ajute la aceasta. Fraților și surori, s-a citit înaintea noastră ceea ce Apostolul Pavel vorbea despre cina Domnului și spunea acolo despre o pâine și despre un pahar. Eu aș vrea să vorbesc înaintea dumneavoastră despre cele trei pahare pe care Domnul Hristos a trebuit să le bea. Trei pahare. Bineînțeles că vorbind și despre pâine, am putea să precizăm că există trei tipuri de pâine. Există o pâine zilnică pe care o cerem prin rugăciunea noastră Tatăl nostru și spunem pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și uite că Domnul s-a îndurat și nu cred că există în biserică vreunul care să spună eu n-am avut pâine pe masă. Ba da, fraților și surori, și aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! Există, fraților și surori, o altă pâine numită pâine consacrată sau sfințită. Și această pâine, știți care este? Este exact pâinea care este înaintea noastră. Putem să o numim chiar și pâine zilnică, dar nu-i chiar pâine zilnică, e o azimă, e ceva mai special. Dar privind un om firește, ar putea zice, da, e făcută și asta din făină și din toate ingredientele din care este făcută pâinea zilnică. Dar nu-i chiar așa. Noi ne rugăm, Dumnezeu vine și dă valoarea trupului său, slăvit să fie El. Și atunci această pâine este schimbată, nu mai este o pâine obișnuită, este o pâine sfințită, fraților și surori. Și în multe cazuri am întâlnit în țară când la cina Domnului cineva cu credință s-a atins de pâinea aceea și Dumnezeu l-a vindecat. Pentru că Dumnezeu are putere și trupul Lui are putere de vindecare. Dacă atunci când era El pe pământ, o femeie cu scurgere de sânge s-a atins pe dinapoi și a zis, numai de haina Lui să mă ating. Dar dacă astăzi cineva prin credință zice, vreau să mă ating de trupul, de sângele Domnului și cred că Domnul mă vindecă, Domnul să-ți facă după credința ta și să te vindece. Și apoi este al treilea tip de pâine, despre care spune Domnul Hristos în Ioan, în capitolul 6, că trupul meu, pe care îl dau pentru viața lumii, este pâine și eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer. Este Domnul Iisus Hristos și El este în mijlocul nostru. Lăudat să fie numele Lui. Dar haideți să ne uităm puțin la cele trei pahare din care a băut Hristos. Dacă ne uităm în Matei, în capitolul 26, versetul 26, îl citim și acesta, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Fraților și surorilor, primul pahar din care a băut Hristos înainte de cina, înainte de jertfa lui de taină, a fost paharul legământului. Paharul legământului.
Acest pahar a fost binecuvântat, spune versetul 27. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat. Paharul binecuvântării, paharul binecuvântat, fraților și surori, sângele lui Hristos este un sânge binecuvântat. Când acest sânge al lui Hristos se atinge de tine, El te iartă, El te vindecă, El te înviorează, că sângele lui Hristos este un sânge binecuvântat. Orice om din lumea aceasta are sângele contaminat de păcat. Fiecare om a păcătuit și sângele lui este murdar. Dar singurul Fiul lui Dumnezeu are sângele cel mai sfânt, cel mai curat, cel mai puternic din toată lumea, din tot universul. Și dacă în religiile celelalte de pe pământ sângele curge de la om spre Dumnezeu, că omul merge și jertfește un animal sau altceva, uite că în creștinism sângele curge de la Dumnezeu spre om. Și Hristos Domnul stă înaintea Tatălui și își arată și astăzi rănile și zice: Tată, iartă-i încă o dată. De ce? Sângele lui Hristos este binecuvântat, lăudat să fie numele Lui. Fraților și surori, sângele din paharul legământului este dăruit tuturor, tuturor. Beți câți? Toți. Și de aceea vine și Pavel și spune fiecare să se cerceteze. De ce? Pentru că Domnul vrea ca fiecare să luăm din cina Domnului. Domnul nu vrea altfel. Știu că în țară a fost un caz în care o femeie la un moment dat, o soră dintr-o biserică, a fost chinuită la un moment de un duh rău care venea spre ea să o sperie, era în timpul nopții și a început să strige: sângele lui Iisus, sângele lui Iisus. Și n-a zis rău, dar duhul cel rău a zis: ce-mi tot spui mie de sângele lui Iisus, că de 3 luni tu nu te-ai împărtășit. Vedeți? Diavolul să vină să râdă în față și să zică că tu n-ai luat cina Domnului, pe diavolul știa asta. Ai ceva cu cineva, te-ai certat, îi porți pică, îi porți ură. Uite, astăzi sângele lui Hristos este aici să te ierte. Și Doamne, cercetează biserica. Este greu, fraților și surori, să predici despre păcat, despre iertare, dar este eficient și sângele lui Hristos încă are putere. Și Domnul să se atingă de fiecare dintre noi. Și să treacă Domnul de la inimă la inimă și să ierte tot, să șteargă tot, să spele tot, că are putere sângele Lui. Acest sânge, acest pahar este dăruit tuturor. 3. Acest pahar al legământului este identificat, cum spuneam, cu sângele sfânt al lui Hristos. Versetul 28. Căci acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Fraților și surori, nici un detergent din lumea aceasta nu ne poate spăla. Spune aici Biblia și vorbește: cu ce să mă spăl? Să mă spăl cu silitră? Să dau cu sodă? Să caut un alt detergent? Păcatul este ascuns în inimă. Nimic nu poate să spele păcatul din inima mea, de pe mâinile mele, de pe trupul meu, de pe conștiința mea, decât sângele lui Iisus Hristos. Lăudat să fie El. Și sunt oameni care au păcătuit așa de mult, dar cui se iartă mult, iubește mult, fraților și surori. Și dacă astăzi ești aici, ești prin harul Lui, prin iertarea Lui, prin sângele legământului pe care l-ai făcut tu cu Dumnezeu și Dumnezeu cu tine, lăudat să fie Domnul nostru. Acest pahar al legământului vorbește despre iertarea păcatelor. Uite ce spune versetul 28. Sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, nu zice pentru toți, pentru că nu toți îl primesc, asta e problema. Și zice spre iertarea păcatelor. Dacă tu te mărturisești, El este credincios și drept să-ți ierte păcatele. Fraților și surori, haideți să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu și El să ierte păcatele noastre. Amin?
Țin minte că un frate din Deva, un frate păstor, povestea la ei, a fost un caz. Un om nu vroia să se pocăiască și s-au pocăit prietenii lui, dar el tot bătea pasul pe loc și într-o noapte a avut un vis. În visul lui un înger l-a luat și l-a dus într-un depozit, erau acolo multe sertare și în fiecare sertare erau dosare. Și îngerul a început să scoată dosare și el vedea numele de pe fiecare dosar. Erau prietenii lui scriși acolo, pe fiecare dosar era câte o pată de sânge, ca o parafă, ca o ștampilă. La un moment dat a fost extras un dosar care avea o pată mare de sânge. Era sângele mielului, sângele lui Hristos. Și acest om s-a uitat și a zis, te rog frumos să-mi spui, ce a făcut, ce păcate a făcut omul acesta, că eu îl cunosc, dar nu știu, îl știu om serios, dar ce păcate a făcut că a trebuit atâta sânge pentru el să fie pus pe dosarul vieții lui? Și îngerul s-a uitat la el și a zis, vrei să știi răspunsul Domnului? Da, vreau. Domnul a zis că nu-și mai amintește. Auzi, fraților și surori, vă dați seama că noi, dacă facem numai un calcul simplu, într-un an sunt 365 de zile, în 10 ani 3650 de zile, în 20 de ani 7000 și de zile, și numai un păcat să facem pe zi, numai unul, și să ai la activ cel puțin 7000 de păcate în 20 de ani, dar dacă ai 40, dar dacă ai 60 de ani, și este zi în care greșim nu odată, greșim de 10, de 20, de 100 de ori, greșim. Și orice greșeală e păcat, fraților și surori, și nu ne putem ascunde înaintea lui Dumnezeu. Și ce facem noi cu așa povară de păcate? Păi uite ce facem, vine Domnul și zice, le-am iertat și nici nu mai amintesc de ele. Ăsta-i Dumnezeu și asta-i minunea ce o face Dumnezeu, lăudat să fie El. Te duci la un om și greșești odată și când te mai întâlnești cu el, te uiți în privirea lui și vezi așa că ceva, o îndoială, ceva îi acolo. Te ține minte chiar dacă ar vrea să te uite. Uite, Dumnezeu nu ne mai ține în socoteală, nu ne ține minte ce am făcut și asta e marea lui bunătate. Și poți să vii aici și să se uite la tine ca la un înger din cer care n-ai păcătuit niciodată și acesta e harul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și astăzi în fața paharului legământului vrem să-i spunem, Doamne, îți mulțumim că ne iubești așa de mult, că ne ierți. Cine iubește mult, iartă mult. Fraților și surori, haideți să cerem iubire și iertare ca să putem să ne iertăm unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Vorbește acest pahar al legământului și despre împărăția viitoare. Versetul 29, mare taină aici. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Va veni o zi când vom sta cu Iisus Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, Mirele nostru, vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu Sfinții lui Dumnezeu. Și atunci, abia atunci, Hristos Domnul spune că îl va bea acest rod al viței nou, fraților și surori, în împărăția Tatălui. Asta înseamnă că Iisus va reveni, înseamnă că El are o împărăție, înseamnă că te vrea și pe tine și pe mine să mergem cu El în împărăția Lui. Doamne, ajută-ne! Primul pahar din care a băut Hristos a fost paharul legământului. Al doilea pahar, tot în capitolul 26 din Matei, versetul 38, în grădina Ghețimani, Iisus Hristos se apropie de Dumnezeu. Și le spune ucenicilor, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Versetul 39. A mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Versetul 42, s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată,
Dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Și spune versetul 44, i-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Fraților și surori, paharul 2 pe care l-a băut Hristos a fost paharul păcatului. A fost așa de greu ca Iisus Hristos să bea acest pahar al păcatului, fraților și surori. Acest pahar care se apropia de el, știți ce conținea? Era esența veninului de păcat care a existat vreodată pe pământul acesta, a tuturor păcatelor. Acest pahar privea trecutul, prezentul și viitorul. Acest pahar era un pahar al conștientizării absolute. Noi din cauza păcatului începem să uităm, ne deteriorăm, ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim și mental și fizic și din toate punctele de vedere. Iisus Hristos n-a avut păcat și niciodată n-a fost bolnav, fraților și surori. Dimpotrivă, el era un medicament pentru cei care se atingeau de el. El era viață, el era vindecare, el era puterea lui Dumnezeu umblând în mijlocul oamenilor. Dar când se apropie paharul acesta luat de un înger, că trebuie să vină un înger să-l întărească pe Iisus Hristos, acest pahar avea în vedere toată istoria lumii. De la păcatul lui Cain, care și-a ucis fratele, la păcatele oamenilor din timpul lui Noe, care au ajuns ca animalele, la păcatele Sodomei și Gomorei, care au fost nimicite de Dumnezeu cu foc și pucioasă, la păcatele istoriei a poporului evreu, care a căzut în păcate grele în țara promisă, la păcatele din timpul sirienilor, când au venit și au jertfit Antioh nebunul, a venit și a jertfit un porc în templul din Ierusalim, pe altarul sfânt al lui Dumnezeu, și a profanat, a spurcat templul. Ce să mai vorbim de cele 10 valuri de prigoană și de Nero, care îi lua pe creștini și îi înfășura în smoală și punea să-i ardă și să-i lumineze grădinile. Ce să mai vorbim de Domitian și de alți nebuni din timpul cezarilor, care îi luau pe creștini și aruncau la fiare. Ce să mai vorbim de Hitler sau de Inchiziție, dacă mergem pe firul istoric. În Inchiziție au murit peste 50 de milioane de oameni, fraților și surori, arși pe ruguri. Dacă la cineva acasă era găsit un dinte, îți pica un dinte și ți-l găsea undeva în casă, gata, faci vrăjitorii, pe rug cu tine. Dacă găsea altceva, niște un smoc de păr undeva pus, gata, vrăjitoare, afară, ars pe rug. Fraților și surori, peste 50 de milioane au murit în timpul inchizițiilor, de-a lungul a peste 1000 de ani. Ce să mai vorbim despre Hitler, care 10 milioane de oameni a ucis, de Stalin, care și ăsta 50 de milioane, de Mao în China, și ăsta 50 de milioane. Ce să mai vorbim de astăzi, când sunt creștinii luați și răstigniți, știu eu pe unde. Și în lumea musulmană, și în lumea budistă, creștinii suferă și trupul lui Hristos suferă. Și toate aceste păcate se scurg și Domnul Hristos vorbea odată în Ioan, în capitolul 7, că cine crede în El, din inima Lui curg râuri de apă vie, dar noi nu credem în El de multe ori. Și apoi ce să vorbim de cei din lume? Din inima lor curg râuri, nu de apă vie, ci de venin. Și tot veninul ăsta se scurge într-un iaz cu foc și pucioasă. Și îngerul lui Dumnezeu să meargă acolo și să ia tot veninul, toate păcatele, și să le esențializeze, să scoată esența otravei într-un pahar. E ceva cumplit, e ceva dureros. Otrava cu cât e mai mare, cu atâta omoară mai repede pe cel care o bea. Hristos Domnul a murit pe cruce și s-au mirat oamenii, pentru că un răstignit putea să reziste 2-3 zile. Lui au trebuit 6 ore și în 6 ore a fost terminat, pentru că s-a atins de buzele lui veninul păcatelor noastre, veninul păcatelor întregii lumi, și n-a mai rezistat. Și la un moment dat, spune Scriptura, și a întors până și Tatăl fața de la el.
Ei care din veșnicie în veșnicie erau împreună, care își găseau plăcerea fiul în tatăl și tatăl în fiul, n-a mai rezistat nici tatăl și a trebuit Hristos Domnul să strige: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și aici în grădină, în grădina Ghețimani, cu fața la pământ, el vedea toată istoria lumii, își vedea istoria lui. Vedea că peste câteva minute îl vor lua și îl vor lega, îl vor târâ prin pârâul Chedron, înroșit de sângele mieilor care curgea de la templu prin pârâul acesta. Îl vor izbi de pietre, îl vor duce la Ana și Caiafa, îl vor duce la Pilat, îl vor condamna la moarte, îi vor smulge barba, îi vor pune cunună de spin pe cap. Toate astea le vedea Hristos în grădina Ghețimani. Știa că o să ajungă pe dealul căpățânii și o să primească niște piroane. Știa că o să primească barjocurile oamenilor. Toate le știa astea. Știa că asupra lui, acolo pe cruce, o să vină cel mai puternic duh de curvie și o să-i zică: eu sunt al tău, sunt al tău că m-ai primit. Și el niciodată în viață nu s-a uitat la o femeie cum ne uităm noi, în special bărbații. A știut că acolo pe cruce o să meargă cel mai rece duh de ucidere și să-i spună: eu sunt un duh puternic, eu stau pe pământul acesta din timpul lui Cain, am venit să te chinuiesc, că așa ai acceptat tu. Trebuia să ia în piept, în bătălie, tot iadul întreg, fraților și surori, și să vină diavolul în dreptul lui și să-i spună: tu ești al meu, și el să zică: nu-i adevărat, nu-i adevărat. Și tatăl să-și întoarcă fața și la un moment dat, în durerea asta, inima nu i-a mai rezistat și i-a cedat și a strigat: Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul, și a plecat. Fraților și surori, și dacă luăm și cercetăm Biblia, să vedem de ce atâta chin și de ce așa chin pe Domnul nostru Iisus Hristos. De ce? Spune Cartea Evreilor, capitolul 12, că pentru bucuria care era pusă înainte, dar care era bucuria aceasta? Isaia, capitolul 53, spune, cred că în versetul 12, va vedea o sămânță de urmași. Voi sunteți asta. Pentru noi, fraților și surori. Deci de aceea a băut el atâta chin, atâta venin. Pentru că ne iubea și ne iubește, pentru bucuria care era pusă înainte, bucuria de a fi astăzi cu noi la masă, bucuria de a veni cu noi în familiile noastre, bucuria de a ne ierta păcatele, bucuria de a ne vindeca bolile, de a ne rezolva problemele și bucuria de a sta cu noi la masă în cerul lui Dumnezeu. Mare bucurie a avut Hristos! Și pentru bucuria aceasta a disprețuit crucea, a suferit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Domnul este în mijlocul nostru, fraților și surori, și merită să-i dăm slavă, lăudat să fie El! El este biruitorul! Faptul că noi stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu aici și vrem să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, înseamnă că Iisus e biruitor, înseamnă că sângele Lui are putere, lăudat să fie Domnul. Că dacă sângele lui Abel striga răzbunare, sângele lui Hristos strigă iertare, laudă Domnului. Fraților și surori, ce să mai vorbim despre partea asta a conștientizării? Noi suntem amorțiți din pricina păcatelor. Dumnezeu a făcut lumea asta într-un mod foarte interesant. În regnul mineral nu există simț. Piatra nu simte nimic. Dacă te duci în regnul vegetal, există, dar puțin simț. Nu prea există acolo. Mai sunt niște plante care mișcă, mimoza și altele, dar așa le-a hăruit Dumnezeu, da? Plantele nu simt. Te duci în regnul animal, acolo există oarecare simț, dar nu există conștiință, conștientizare. Dar vii la om și la om Dumnezeu a venit și i-a dat înțelepciune, i-a dat memorie, i-a dat inteligență, i-a dat rațiune. Și atunci când mergi la un om bolnav și îl întrebi: ești bolnav de multă vreme? Da, frate.
De 38 de ani, cum spune cel din Biblie, sau poate zici de 6, de 7 ani. Ei, însuși gândul că mai durează boala ta încă 7 ani sau încă 10 ani poate să-ți devină o povară așa de mare pe suflet și să zici, Doamne, nu mai rezist. Ei, Iisus Hristos Domnul era conștient la nivel absolut, nu ca și noi. El fiecare păcat, fiecare suferință, fiecare lucru negativ, fiecare lucru greșit și rău îl simțea în adâncul sufletului lui. De aceea spune apostolul Pavel că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui în Dumnezeu. Ei, uite, în ziua aceasta, El a suferit păcatul pentru noi, moartea pentru noi. Noi trebuia să fim răstigniți, dar a fost răstignit El. Noi trebuia să fim biciuiți, dar a fost El biciuit. El a îndurat cununa de spin ca într-o zi să ne dea cunună de glorie. Mare este Dumnezeul nostru. A băut acest pahar al păcatului pentru fiecare dintre noi. Și apoi... paharul 3 este paharul anesteziei. Capitolul 27 spune aici despre Domnul Hristos. Era deja la unul din ultimele lui strigăte pe cruce. Versetul 34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să-l bea. Doar l-a gustat, atât. Era vin, era amestecat cu fiere. Uite pe Adam, când a trebuit să-i facă Dumnezeu soție, i-a făcut-o din coastă și l-a adormit, l-a anesteziat pe Adam. Așa frumos a dormit Adam, nici nu și-a dat seama că Dumnezeu îi scoate o coastă, îi lipește carnea la loc, îi face soție. Numai s-a trezit cu ea lângă el. A făcut Dumnezeu o minune. Aici Domnul Hristos era pe cruce. Trebuia să se nască și pentru el o soție, o logodnică, biserica lui. Și el n-a acceptat ca și Adam să fie anesteziat, ci el a zis, eu vreau să simt durere pentru fiecare dintre cei pe care îi iubesc. Fraților și surori, mă cobor eu în dreptul meu, vreau să pun punct, mă cobor eu în dreptul meu. Și zice Biblia, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Fraților și surori, o greșeală dacă am făcut și pe Dumnezeu îl doare greșeala mea, tot așa cum îl doare 1000, 1 milion, 1 miliard de greșeli. Că nu există termen de comparație, păcatul aduce moarte. Am greșit, pe Dumnezeu îl doare. Și atunci dacă zice Biblia să mă cercetez astăzi și să mă apropiu, înseamnă că între mine și Sfintele Taine există un remediu, există un medicament și medicamentul e sângele lui Hristos, e suferința lui Hristos, e Golgota. Așa că dacă vom face o rugăciune acum de mărturisire, am vrea ca Domnul să se atingă de noi și să ne ierte pe toți. Și așa cum s-a rugat altă dată Ezechia, Domnul care e bun să ierte adunarea. Acum să mijlocească Duhul Sfânt pentru noi și Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui și Dumnezeu care este bun să ne ierte prin jertfa lui Hristos. Domnul să se atingă de noi. Fraților și surori, să nu uităm cele trei pahare din care a sorbit Hristos. Toate trei le-a sorbit pentru noi. Dacă noi nu existam, El nu cobora pe pământ și n-ar fi băut nici din paharul legământului împreună cu ucenicii. Pentru că, vedeți, sunt unii care spun că rodul viței se transformă în sânge. Hristos, Domnul, nu și-a băut propriul sânge. Să fim atenți la asta. Era un pahar simbolic acolo. Vorbea în chip simbolic despre sângele lui. Era rodul viței, dar era un rod sfințit. Prin rugăciune, prin mulțumirea lui Dumnezeu. Așa că dacă Domnul a băut din paharul acela legământului, pentru noi a făcut-o. Dacă a băut paharul păcatelor, pentru noi a făcut-o. Dacă a gustat numai paharul anesteziei și n-a vrut să-l bea, a vrut să simtă ca Dumnezeu durere chiar fizică și spirituală pentru fiecare dintre noi. Și de ce asta? Pentru că ne iubește, fraților. Haideți să-L iubim și noi și să zicem, Doamne, iartă-ne, iartă-ne, iartă-ne și primește-ne înaintea Ta. Amin.